scria că există o lespede de piatră a unui copil de 3 ani care a fost botezat. E bun înțeles că citirea acestor rânduri era înainte de 89, prin 80 și când nu prea aveai șansă să mergi să cercetezi asemenea lucruri. Și așa se face că a rânduit Dumnezeu să fiu invitat la o conferință la Roma și le-am spus organizatorilor, eu vin, dar să mă ajutați să-mi găsesc copilul. N-am știut despre ce e vorba, ce copil s-a pierdut părintele Ivan și în sfârșit am fost la conferință și am intrat în această catacombă despre care vorbea și părintele, catacomba Priscila. Mai întâi, îmi permiteți să vă spun câteva cuvinte despre catacombe și să lămurim o chestiune, pentru că, în general, în concepția noastră celor de aici, avem o altă viziune despre catacombă față de ceea ce este realitate, cum avem tot o viziune destul de vagă, noi cei de aici în Europa, despre piramide. Eu am studiat un pic la Ierusalim și egiptologia și am intrat în piramida lui Cheops și pot să vă spun că piramidele nu sunt doar acele construcții mari și se mireșe astăzi inginerii cum a putut fi construit o asemenea piramide atunci fără tehnica care este la dispoziție astăzi. Dar totuși piramidele nu sunt altceva decât morminte. Deci o piramidă este un mormânt. Deci dacă eu aș fi la școală acum și ar trebui să vorbesc despre piramide unor copii, le-aș spune ce este o piramidă și ar trebui să-mi răspundă, este un mormânt. De ce mormânt avem noi și ce mormânt sunt piramide. Tot așa aș vrea să vă spun și dumneavoastră că catacombele, noi când vorbim despre catacombe, în general, zicem că sunt locurile unde se ascundeau și noaptea se rugau în perioada persecuțiilor creștinii. Nu. Catacombele erau efectiv cimitire pentru creștinii din primele veacuri. Cimitir. Cimiterion din limba greacă, pentru că cuvântul cimitir noi l-am preluat de limba greacă și se traduce în limba română dormitor. Loc de odihnă. Vedeți dumneavoastră pe crucile părinților noștri, nu scrie că aici este mortul putare, ci spune aici se odihnește în Domnul. Deci, cimitirul este locul unde omul se odihnește. După truda, trupul lui, după truda vieții acestea și sufletul se odihnește mai sus. Deci, catacombele sunt cimitire subterane pentru că în acea vreme creștinismul fiind o religie ilicită, dacă ai fi pus să mormântezi la suprafață undeva un mormânt, îl mormântezi pe cineva și să-i fi pus o cruce la căpătâi, evident că ar fi fost scos din mormânt. Și din mormânt. Atât erau de aspre legile din vremea aceea, încât dacă erai creștin, ai fi fost urmărit chiar și în mormânt. Nici în mormânt nu te-ar fi lăsat
să stai, să te odihnești, să-L aștepți pe Dumnezeu. În Roma sunt 60 de catacombe și știți cam câtă măsurată ar fi lungimea lor? Cine știe că îi dau un bilet până la Roma să o viziteze acum, să viziteze care nu vreți să vizitați niciunul vreo catacombă de la Roma? Eu vă spun că este distanța de câteva ori mai mare, distanța de aici până la Timișoara. Deci, zeci, sute de kilometri. Cei că probabil nu știu dacă sunt explorate toate. Aici, în aceste catacombe, ele în timp au devenit adevărate școli și poate că folosesc un cuvânt care unora le-ar părea că este foarte înalt, foarte mare, dar și adevărate universități, școli de teologie. Pentru că de aici avem mărturii de secolul al doilea, a doua jumătate a secolului II, de după 150, avem mărturii de o înaltă ținută teologică. Ceea ce nu avem prin ce nu ni s-a scris prin Scriptură, ne-a rămas acolo prin tradiție. Și anume, apare în secolul II un nou limbaj biblic și anume imaginea. Primul limbaj biblic a fost oral, apoi a început scrierea textelor biblice, a epistolelor și iată că intrăm, după ce se încheie canonul biblic scris, după aminul de la Apocalipsă, iată că începem a scrie cu altceva, a scrie cu pensula, cu culoarea. Dumneavoastră știți și vă aduceți aminte de la gramatică, de la posibilitățile de flexiune a unui cuvânt prin declinare sau conjugare, și totuși este limitat, nu? La câteva cazuri și la câțiva timp de expunere. Însă știe cineva, a putut cineva să facă vreo analiză în câte moduri, infinite moduri, să poate schimba o culoare. Și așa a apărut imaginea, și așa a apărut imaginea, chipul, icoana Maicii Domnului cu pruncul în brațe. Cei care veți vizita vreodată această catacombă, veți vedea acolo, dacă puteți da să se miște mereu imaginile. Uitați-vă aici, deci imagini din catacombă și acolo vedeți dumneavoastră câte un locaș pentru fiecare persoană săpată pe verticală în aceste galerii. Inclusiv studii de antropologie
să pot face și s-au făcut în aceste catacombe, pentru că cred că toți care sunteți aici ați văzut filmul Dacii, nu? Cum vi s-au părut dumneavoastră actorii care jucau soldații romani? Toți niște bărbați de aproape 2 metri. De măsurând acele firide de acolo, se poate vedea că bărbații romani de vremea aceea nu depășeau 1,70 m, iar femeile erau între 1,50 m și 1,55 m. Deci, iată cum și omul a început să se modifice și el în diplicată și dimensiunile umane de acolo. Ei, deci am vorbit despre, iată și de un aspect de antropologie și vă spuneam că au început și imaginele și icoana Maicii Domnului cu pruncul, dar de ce vă spun că nu este o simplă imagine? Pentru că Maica Domnului apare cu aureolă. Deci Maica Domnului apare cu aureolă și pruncul Iisus. Deci deja rândul, randul Sfințeniei și, bineînțeles, a respectului pe care l-a dat deja creștinii din vremea aceea și asupra sfinților care o să vedeți că încet, încet deja apar cu aureole.